3 aeronave F-16 Fighting Falcon au intrat oficial în dotarea forțelor aeriene române. Avioanele de luptă fac parte din escadrila de 12 aparate de zbor multirol, incluse în acordul româno-portughez privind astfel de achiziții. Ultimele 3 avioane ale escadrilei de F-16 au fost recepționate la baza aeriană 86 de la Borcea. Tot în 2013 am demarat programul de înzestrare a aviației române cu avioane multirol, cu avioane F-16. Programul a început în 2013 împreună cu partenerii noștri din Portugalia și am apreciat și astăzi în mod deosebit felul în care s-a derulat acest program și faptul că fiecare am fost parteneri serioși și am respectat toate termenele care le-am stabilit atunci în 2013, astfel ca în anul 2017 să avem livrate cele 12 avioane. Primele 6 aeronave au intrat în dotarea forțelor aeriene române în urmă cu un an, iar următoarele 3 la finele anului trecut. Piloții care au lucrat pe aeronavele MiG-21 Lancer spun că F-16 sunt avioane mult mai ușor de manevrat. Sunt luni intense de pregătire teoretică și practică la simulator. Astfel încât în momentul în care faci prima misiune cu F-16, multe aspecte sunt familiare, după care ești surprins de ușurința cu care se zboară acest tip de avion din punct de vedere al tehnicii pilotaj. După încheierea ceremoniei a avut loc o demonstrație de zbor a avioanelor de luptă.